Astăzi o să începem ziua cu o cafeluță scurtă, dar un pic mai tare și foarte foarte aromată, din asta, Columbia, de la Dulce Gusto. Este foarte bună, foarte aromată și bineînțeles, că o să o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. O miere foarte bună care nu schimbă gustul cafelei și bineînțeles, este foarte sănătoasă. Și apoi vom coborî jos să facem micul dejun pentru că este dimineață, m-am trezit de dimineață astăzi și vreau să pregătesc ceva interesant de mâncare. Și bineînțeles o să vă iau cu mine toată ziua să vă arăt absolut toate mesele pe care le am într-o zi la menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. Ia uitați cine știe ce am făcut aici. Am băgat niște roșii cu niște ceapă pe tigaie, după care am pus niște cărniță de la oală și am stins totul cu niște brânzică de oaie și vreo 5 ouă așa. Ia uitați cum a ieșit. Mamă! Abia am scos-o după foc și o să mâncăm, bineînțeles, cu pâine. De asta proaspătă. Ia uitați ce proaspătă e. O să mâiem aici, așa. Bine, o să-mi iau o furculiță, probabil, că nu prea merge. Poftă bună, vă doresc tuturor! Ok, mi-am pus și o porție aici. Angustatul este foarte bună. Se simte gustul așa de afumătură de la carne și gustul de ceapă așa puțin călită, care oferă așa o dulceață extraordinară. Și după cum puteți vedea, mi-am luat și o felie plus un colț de pâine și am venit aici sus la mine la laptop să savurez mâncărica aceasta și să mă uit la ceva. Vă urez poftă bună tuturor! Ia uitați câte lădițe avem. Foarte, foarte multe produse. Acestea vor ajunge în Italia, dar bineînțeles că nu o să le trimitem cu fan curier. Va veni cineva special cu mașină să le ia. Așa că dacă doriți și voi să comandați, doar dacă sunteți din România, puteți să o faceți pe site-ul nostru TV. pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole. Însă dacă sunteți în alte țări, să știți că noi nu trimitem colete decât dacă vine cineva să le ia, pentru că noi nu ne asumăm răspunderea pentru coletele trimise în afara țării și de aceea preferăm să nu mai trimitem. Cele trimise în țară ne asumăm răspunderea și dacă păziți ceva cu ele, vă dăm alte produse în schimb. Vam am pupat o zi frumoasă tuturor! Cățelușii mei stau la soare. Măiuțule, rosto, Rostanel! măiuț. Ia uite ce de din coadă. Ia uite așa pregătit șeful meu bucătare astăzi. Avem o ciorbiță proaspătă de carne de pui, de găină de fapt. Ne-a dat cineva o găină de aici de la țară și a făcut o ciorbă din asta proaspătă cu găină de curte ciorbă de găină. Abia aștept să mănânc. Haideți să ne punem și noi o porție, pentru că este făcută proaspăt acum și este mai bună. Ia uite, am pus aici o porție, avem și două filițe de pâine. Haideți să vă arăt ce carne mi-am pus. Am găsit pipota, așa că mi-am pus pipota, îmi place foarte mult. Și bineînțeles mi-am mai pus un ciotoiaș din asta, așa. Pentru că, na, eu am două bucăți de carne de obicei. Ia uitați, avem și fidea foarte multă. Ar trebui să nu mai mănânc așa cu pâine, dar na, vedem, poate mănânc la carne. Avem foarte multe legume, după cum puteți vedea avem și ceva verdeață, morcov, țelină, ardei gras, roșii, ceapă. Este foarte important să mâncăm legume, pentru că sunt foarte sănătoase și au foarte puține calorii. Până la urmă nici nu contează în ce formă le mâncați, fie că le mâncați crude, fie că le mâncați la cuptor, pe grătar, în ciorbă, în mâncare gătită. Nu să mâncați și voi pentru că sunt foarte, foarte bune. Mie îmi place să le mănânc așa în mâncare gătită pentru că așa am crescut. Oferă un gust foarte bun la mâncare. Și după cum știți, mie îmi place foarte mult mâncarea gătită. Și cea mai bună dietă, să știți că este aceea pe care o puteți susține toată viața. Să vă pregătiți mâncarea așa cum vă place vouă. De exemplu, mie, dacă mi-ați da legume din astea pe grătar, eu n-aș putea să le mănânc pentru că nu-mi plac sub forma asta, dar în ciorbă și în mâncare gătită le mănânc fără nicio problemă. Mi se pare cea mai gustoasă mâncare, mâncarea asta gătită. Și este foarte important să găsiți o formă în care să le mâncați, să mâncați lucruri cât mai sănătoase și astfel veți avea o dietă pe care o puteți susține toată viața și să fiți sănătoși și, bineînțeles, să fiți și cu o greutate cât de cât normală, da? să scăpați de obezitate dacă aveți nevoie și așa mai departe. Vă las, mă bag să mă pentru că mi-este foame și poftă. Vă urez poftă bună. Ideea pe care vreau să o subliniez și sunt sigur că o știți dacă m-ați urmărit și mi-ați urmărit toate clipurile din seria Otto Slăbește, în care am slăbit peste 50 de kg, este că trebuie să mâncați mâncăruri gustoase, mâncăruri care vă plac, mâncăruri cu care ați crescut, mâncăruri cu care sunteți familiarizați. Bineînțeles, asta nu înseamnă că trebuie să mâncați numai prăjeli și numai grăsime, din contră, astea trebuie mai reduse și să introduceți foarte multe fructe și legume sub orice formă, exact cum v-am zis și mai devreme, dar mâncarea trebuie să fie gustoasă, mâncarea trebuie să vă placă, pentru că altfel nu veți putea ține o dietă veți putea ține decât un regim pentru câteva săptămâni, pentru câteva luni. Probabil că vă veți și înfometa pentru că veți mânca foarte, foarte puțin, pentru că foarte mulți nutriționiști recomandă diete de 1200-1300 de calorii, după care vă veți băga piciorul și ghis ce o să se întâmple. O să vă îngrășați la loc. Așa că mare grijă la numărul de calorii, să nu reduceți foarte mult numărul de calorii. Bineînțeles că trebuie să fiți într-un deficit caloric pentru a slăbi, dar într-un deficit foarte mare. Eu vă recomand între 10 și 20% din numărul de calorii de menținere al vostru și bineînțeles să mâncați ceea ce vă place. Nu există mâncare interzisă, nu există să nu mănânci pâine, nu există să nu mănânci ciocolată, dulciuri sau orice ai tu poftă. Poți să mănânci, dar trebuie să ai grijă la cantități. Dacă mănânci un rând de ciocolată, o să iei 100 de calorii. Nu o să te îngrași pentru că ai mâncat 100 de calorii în ziua aia, o să te îngrași pentru că ești într-un surplus caloric. Dar dacă vei mânca 100 de calorii din ceea ce îți face plăcere de ciocolată, de exemplu, da, dau un exemplu așa aleatoriu, să știți că nu trebuie să vă îngreșați neapărat, nu este obligatoriu. A, dacă mâncați două ciocolate pe zi, cu siguranță o să vă îngreșați pentru că o să vă depășiți numărul de calorii pe care îl aveți și o să ajungeți într-un surplus caloric. Dar gândiți-vă, dacă vă veți ține poftele sub control și veți mânca câte puțin din ce aveți poftă, cum ai zis mai devreme, ciocolată, gândiți-vă că o ciocolată de 100 de grame are vreo 550-600 de calorii maxim, între 500 și 600 de calorii. Hai să zicem 500, dar luăm partea cea mai de jos. Ei, și o ciocolată din asta de 100 de grame are 5 rânduri. Dacă mâncați un rând, asta înseamnă că luați 100 de calorii. Dar știu că este foarte greu să te abții să mănânci decât un rând. Mai ales dacă desfaci o ciocolată, e o termin pe toată. Ori nu mănânci toată săptămâna deloc ciocolată și îți faci pofta la sfârșit cu un cheat meal. La sfârșitul săptămânii îți faci pofta cu un cheat meal și bagi o ciocolată întreagă. Dacă știi că nu te poți abține. Ori dacă știi că ești ordonat și te poți abține, poți să-ți iei o ciocolată și să o mănânci în 5 zile, mănânci în fiecare zi câte o rând de ciocolată. Da? Deci terminați cu chestiile astea, nu există alimente interzise, nu există alimente bune sau rele, există doar alimente care au mai multe calorii și alimente care au mai puține calorii. Alimente care sunt mai slabe în nutrienți alimente care sunt mai bogate în nutrienți și în vitamine și în minerale. Trebuie să fie întotdeauna un echilibru. Alimentele care sunt bogate în vitamine și nutrienți de obicei au un număr foarte mic de calorii, cum ar fi fructele și legumele și acestea trebuie consumate într-o proporție mai mare, iar alimentele care sunt mai bogate în calorii sunt mai bogate pentru că au un conținut de grăsimi mai mare și automat au și un conținut mai slab în vitamine și minerale și nutrienți și de aceea trebuie consumate în proporție mult mai mică. Dacă aveți grijă la proporția asta, puteți mânca absolut orice doriți voi, puteți slăbi și veți putea pune și masă musculară. Tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți într-un deficit caloric, dar nu foarte mare și astfel veți putea slăbi și veți putea pune și masă musculară dacă vă antrenați cu greutăți și oferiți un stimul mușchilor. Și bineînțeles dacă mâncați suficientă proteină și vă odihniți. Ok, urșime, este timpul pentru o gustare acum. Am fost jos și mi-am luat două pere. Pare asta este de la noi din curte, din grădină. Este un pic mai tare, dar este foarte bună, este dulce. Iar para asta este din piață. A cumpărat-o maica mea și mai moale para asta și mai suculenta așa. Vreau să le spăl acum și să le mănânc pentru că am poftă de ceva dulce și fructele sunt extraordinare pentru că au și foarte puține calorii. Perele au în jur de 45-50 de calorii pe 100 de grame, așa că perele astea două au în jur de 150 de calorii. Nu cred că avem mai mult de 300 de grame aici. În seara asta avem niște paste arabiata. Ia uitați ce bine arată. Am mai pus niște cărniță și niște cimbrișări arată foarte bine. Am pus și niște busuioc. Sunt foarte bune pastele astea. Lângă avem niște must. Foarte bun și mustul ăsta. Și ne uităm la un serial cu pirații. Vă urez poftă bună tuturor, pentru că o să vă punem și voi la masă să mâncați. Am terminat de mâncat, m-am umflat foarte tare, a fost foarte sățioasă masa asta, dar a avut și foarte, foarte multe calorii. Nu subestimați calorile din paste, pentru că se pot mânca foarte multe. Eu am avut acolo 200 de grame de paste, ceea ce înseamnă vreo 700 de calorii. Atenție, paste negătite. Dacă mai adăugăm și sosul și carnea, ajungem undeva la 1000 de calorii. Și atenție foarte mare și la must. Mustul are foarte multe calorii pentru că practic sunt struguri, este suc de struguri stors la care se adaugă și niște zahăr. Așadar, dacă strugurii au 65 de calorii pe 100 de grame, sau în cazul mustului, pe 100 de mililitri, da? pentru că se extrage tot sucul acela. Gândiți-vă că se mai adaugă și zahăr. Am uitat și pe internet, pe internet scrie undeva la 125 de calorii. Deci înseamnă că un pahar de 400 ml are 500 de calorii. De aceea mă și simt foarte plin acum după masa aceasta, pentru că am luat foarte, foarte multe calorii. Și bineînțeles și masa a fost destul de mare, pentru că 200 grame de paste absorb aproximativ de 3 ori greutatea lor din apă, sau mă rog, își triplează greutatea, deci avem undeva la 6 de grame de paste, plus sosul 400 de grame, plus mustul, avem undeva la 1 kg jumătate de mâncare. Dar 1 kg jumătate de mâncare cu 1500 de calorii. Sunt multe alte mâncăruri pe care le puteți mânca 1 kg, 1 kg jumătate și să luați mult, mult mai puțin de 1500 de calorii cum am luat la masa asta. Așa că aveți mare grijă.